Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sub semnul întrebării. În această seară, invitată este doamna Renate Weber, avocată al poporului. Bună seara, doamna Weber, bună și mulțumesc seara. Că ați venit vă în mulțumesc pentru invitație. Emisiunea Sub semnul întrebării. Știu că nu ține de ceea ce faceți dumneavoastră în momentul de acum, în prezent, și anume sunteți avocat al poporului, dar sunteți un om cu foarte multă experiență în zona non-guvernamentală, sunteți un om cu foarte multă experiență în zona politică, aveți mandate de europarlamentar cât nu au mulți în această țară. Da. Dincolo de asta, sunteți foarte atentă la ceea ce înseamnă drepturile omului și drepturile omului presupun și dreptul la o... incumbă și o dreptul la o salarizare decentă. Nu? Sunt drepturile sociale. Sunt drepturile sociale, evident. Dar vă propun din acest punct de vedere să plonjăm un pic pentru începutul emisiunii în crunta noastră actualitate, urmărind împreună o declarație a președintelui Klaus Iohannis, o declarație făcută, a spune, într-o manieră aproape obișnuită, dincolo de granițele țării, că domnia sa mai mult cam așa se pronunță în legătură cu chestiunile de actualitate, de dincolo de granițele țării. E în Republica Moldova, domnul Klaus Iohannis, și de acolo, din Republica Moldova, după cum titrează toate ziarele electronice apărute în ultimele ore, președintele Klaus Iohannis îi ceartă pe profesori. Cum îndrăznește cineva să pună în dificultate examenele naționale, zice domnul Iohannis, după ce guvernul a dat tot ce au cerut, acum în ce temei mai continuă greva? Dar să vedem declarația domnului Iohannis și am să vă rog să comentăm puțin, nu neapărat declarația domnului Iohannis, cât situația în care se află în acest moment cadrele didactice din România. Priviți! După ce s-a negociat în repetate rânduri și după ce au fost la mine și am discutat cu guvernul, cred că s-a văzut cu ochiul liber că s-a schimbat un pic abordarea. Guvernul a decis să le acorde în principiu două lucruri importante. Primul, care nu este foarte dezbătut în public, dar mie mi se pare cel mai important, este recunoașterea prin act normativ a dreptului de a avea o grilă de salarizare care pornește de la salariul mediu pe economie. Și asta îi va pune pe dascăl exact acolo unde le este locul natural în ecosistemul economic. Deci, încă o dată, acest lucru a fost garantat deja prin ordonanța de urgență care s-a dat astăzi. Al doilea lucru, tot ușor de înțeles, oamenii au spus, bun, și până atunci există creșterile salariale care au fost statuate astăzi prin ordonanță de urgență, prin care cadrele didactice primesc lunar 1000 de lei în plus la salariu și personalul nedidactic primește, cred că sunt 400 de lei lunar. Cum îndrăznește cineva să pună în dificultate examenele naționale? Este o generație întreagă care trebuie să dea bac și să meargă la universități. Deci îi punem în dificultate. Este o generație întreagă care dă examenul de capacitate. După ce guvernul le-a dat tot ce au cerut, încă o dată, le-a dat tot ce au cerut. Acum, în ce temei să mai continue greva? Și dacă liderii de sindicat național și județeni nu se înțeleg între ei, dascălii vor înțelege foarte bine acest semnal. Ce avem noi aici, doamna Weber, în această declarație a șefului statului? Avem un așa nu se face mediere. Mm-hmm. Pentru că o mediere presupune multă atenție la ton, la nuanțe. Evident, eu n-am fost nici la Cotroceni, nici la guvern, deci nu știu discuțiile care au avut loc între liderii greviștilor și autoritățile din România, dar cu siguranță în astfel de situații formula este aceea de a negocia până când toată lumea cade de acord asupra unor puncte. Nu știu, eu sper că o astfel de declarație să nu irite pe cei care sunt printre greviști sau printre liderii greviștilor. Pentru că îmi imaginez că dacă acestea erau lucrurile pe care le-ar fi negociat cu guvernul, odată ele obținute, nu mai continua greva. Dar probabil că, de fapt, acolo a mai fost ceva. Ce anume, mie personal, mi-e greu să vă spun, repet, relatările din presă sunt una, ce se discută la
masa unor asemenea tratative este altceva. Probabil că domnul Iohannis se aștepta ca din partea profesorilor, mai ales după ce guvernul a dat astăzi o ordonanță de urgență pentru chipul de rezolvare acestei situații, să fie multe aplauze în piața publică, să toată lumea să chiuie de fericire, să spună în sfârșit s-a rezolvat. În fapt, practic, i-a cam pus pe dascăl în fața faptului împlinit, a spus noi dăm o ordonanță de urgență, ar trebui să vă convină. Și chiar dacă nu vă convine, le spune domnul Claus Iohannis în momentul de față, hai la catedră, gata, că avem examene naționale de dat și nu e cazul să continuați greva. Sinceră să fiu, eu pot să înțeleg și situația extrem de dificilă sau de delicată, în orice caz, a copiilor. Pentru că au avut evident anii de pandemie, da, știți bine, numai școală n-au făcut copiii ăia. Acum, greva, iată, când să termine unii dintre ei, într-adevăr, apare greva aceasta. Dar înțeleg că întotdeauna există soluții chiar și pentru așa ceva. Adică se există o posibilitate de a prelungi perioada în care să te înscrii, să dai un examen, în așa fel încât, repet, la sfârșit toată lumea să fie, pentru că asta înseamnă până la urmă un compromis constructiv, toată lumea să se simtă ok cu decizia luată. Altfel, când decizia este de fapt impusă, vă spun că nu se stinge. Ceva mocnește și nu știi când se reaprinde. Problema e că unii dintre copii dau examene de admitere la facultăți, la universități, în afara granicelor țării. Și acolo se cer, într-adevăr, sunt, exact, știu, sunt, adică nu mai depinde, nu mai e o chestiune doar internă, da? Lucrurile este, sunt așa mai complicate. Este, da, acum ce să vă spun? Ați fost consilier prezidențiar la un moment dat. Care ar fi fost miza întâlnirii profesorilor cu președintele Claus Iohannis și cât de mult poate să facă un președinte, da, din poziția pe care o are, într-un astfel de moment de criză? Are așa, sigur, trebuie să-și exercite rolul de mediator. De eu n-am văzut ca la Cotroceni domnul Claus Iohannis să fie în capul mesei, în stânga să fie sindicatele și reprezentanții profesorilor, deci, și în dreapta guvernul cu premierul în frunte. O mediere presupune exact poziționarea, inclusiv în spațiu, așa da, cum ați descris-o dumneavoastră, pentru că altfel, de fapt, sunt discuții pe care le ai, sunt bilaterale, dar tu le faci ca președinte din poziția celui care nu are buget la îndemână. Exact. Și chiar dacă tu te gândești ca președinte că poți să le promiți ceva, în realitate punerea în aplicare, tot executivul celălalt, deci nu prezidențial, ci executivul guvernamental, este chemat să o facă. De-aia eu tot spun, Republica noastră, pe care unii vor să o considere atât de prezidențială și din șef al statului, da, nu-l scot pe președinte, ceea ce este profund greșit. E greșit, da? Sigur că, dar nu e șeful statului. Este un președinte, este parte a executivă, a puterii, da, executive, care la noi e bicefală, l-are și pe președinte, dar are premier. Guvernul este condus de premier, da, nu este condus de președinte. Nu suntem Franța, da? Sau alte țări care au un sistem prezidențial pur. Deci, da, medierea, dacă vrei să faci o discuție bilaterală, înseamnă cel mult să-i convingi cu vorba bună pe cei care vin la tine de nevoia de a accepta ceva, dar până la urmă nu poți. Dar e fabulos că, să știți, în această discuție de la Palatul Cotroceni, de fapt, ce am prezentat noi mai devreme, fragmentul din declarația președintelui Claus Iohannis, e doar o mică parte, evident, e un fragment, dar din declarația președintelui, dincolo de meritele domniei sale pe care și le asumă privind proiectul ăsta cu România Educată, discutabilă chestiune, dar, mă rog, să nu fim răutăcioși, domnia sa spune că a rezolvat situația profesorilor. Că dialogul pe care l-a avut cu profesorii la Cotroceni l-a făcut după aceea să ordone guvernului, practic, să dea această ordonanță de urgență. Pe mine asta mă năucește. Practic ne comportăm ca și când la Palatul Cotroceni ar fi un jupân, ar fi un ins care... Atunci de ce mai avem guvern? Aici depinde cât de autonom se simte și se comportă guvernul, ca să nu spun independent cu totul, da, în raport cu președintele. Aduceți-vă aminte că în istoria noastră recentă am mai avut astfel de situații. Am avut situații cu Traian Băsescu la Boc. Sigur că da, și în funcție exact de cine era din partea lui Traian Băsescu premier al României. Dar au fost și situații în care lucrurile nu au fost așa. Dacă vă aduceți aminte, ultimul mandat Iliescu-Năstase,
era exact pe dos. Nu, dar putem să ne aducem de aminte de mandatul Tăricianu Băsescu. Tăricianu Băsescu. Iată, mai recent, ca să zicem așa, care a fost cu scântei. Sigur că da, din punctul de vedere. Sau, mă rog, nu, Dragnea că nu era el neapărat, dar el conducea cumva guvernul în funcție de asta și Klaus Iohannis la Cotroceni. Mă bucur că ne-a spus chestiunea asta apropo de poziția asta de șef al statului. E interesantă nuanța pe care ați introdus-o. Pentru că cred că măcar ne face să... Constituția, nu eu. Eu da. Fac decât să interpretez. Să ne aduceți aminte da, de ce spune Constituția, da. Pentru că poate ar trebui să reflectăm un pic la această speță. Așa, măcar fiecare în particular. Să nu ne mai uităm către Cotroceni ca fiind punctul terminus pentru rezolvarea problemelor vreau în România. Vreau să spun că a reflecta este absolut necesar. Noi nu avem alegeri prezidențiale. Da, da. Cred că, de fapt, și profilul candidaților pentru alegerile prezidențiale trebuie văzut din perspectiva aceasta. Nu este cel care dictează, nu este cel care... Nu e alfa și omega. Are câteva competențe bine stabilite de Constituție. E adevărat, Curtea Constituțională, în generozitatea sa, a mai nuanțat și a mai dat președintelui câteva, dar atât, nu mai mult de atât. Și alea sunt, totuși, în domeniul politicii externe, dar nu unic președintele, deci acolo avem întotdeauna și guvern și parlament, căci parlamentul este totuși reprezentantul poporului, în domeniul apărării, dar și acolo nu lipsi de transparență, adică și acolo poporul trebuie informat, inclusiv cu ceea ce se întâmplă în CSAT, discuții și așa mai departe, pentru că toate acestea, la rândul lor, antrenează întreaga țară. Fie că este vorba de finanțe, fie că este vorba inclusiv de participarea noastră la tot felul de evenimente internaționale. Doamna Weber, făcând o comparație cu alte perioade din istoria noastră recentă, anii 90, ba chiar și ceva după anii 2000, cum vă explicați faptul că în perioada în care trăim acum, singurele ieșiri în stradă, să spunem, proteste, mișcări de revoltă, în fel, sunt legate aproape exclusiv de partea pecuniară, de partea materială. Că nu prea vezi pe nimeni în stradă discutând despre atacurile la adresa libertății de exprimare, uneori chiar prin acte normative, suprimarea unor oaze de libertate de exprimare, cum este spațiul online, sigur, da? Unde instituții care teoretic eu credeam că n-au niciun fel de atribuții, cum este CNA-ul, de exemplu, își extind mandatul, să zicem, și în această zonă, în baza unor decizii venind dinspre Bruxelles, dinspre Parlamentul European. De ce nimeni, societatea românească, nu vi se pare că e foarte amorțită când vine vorba de apărarea acestor... Da, e amorțită de multă vreme. Da, de ani de zile, de foarte mulți ani de zile. Prea mulți ani de zile, parcă. Da. Și până la urmă știți ce se întâmplă? Amorțeala de care vorbim noi la un moment dat, care, hai să zicem, în anumit moment a fost chiar o tăcere cumva asumată de cei care ar trebui să nu tacă, a dus astăzi la... a devenit a doua natură. Asta este trist. Da, lumea nu mai protestează. Știți când spun lumea, la cine mă refer de fapt? Păi nu știu, să încercăm să despre asta este împreună. Vorba. Care lume? Păi nu știu cine este lumea, pentru că o societate civilă articulată pe aceste chestiuni. Da? Adică eu nu vorbesc de cei care lucrează în domeniul social foarte bine și poate fac lucruri minunate, da? Cei care sunt cu animăluțele. E ok. E loc pe lumea asta pentru toate aceste forme de asociere. Dar vorbesc de cei care tradițional, hai să spunem așa, erau angajați într-adevăr în apărarea drepturilor și libertăților politice și civile. Da? De alea vorbim. Da. Drepturile de primă generație. Și aici, pe astăzi, un meeting din pentru... Din când în când se mai aude un meeting pentru așa, da, drepturile animalelor, pisici, căței, cred că ar strânge în Piața Victoriei mai mulți și protestatari decât un meeting pentru apărarea dreptului la libertate de exprimare. Da, sau pentru apărarea vieții private. Da. Uitați că aici vine formula aia genă. Sigur că da. Nemaipomenită. N-am nimic de ascuns. Mm-hmm. Deci dacă n-am nimic de ascuns, invit pe toată lumea la mine sub pat și sub șifonier. Bineînțeles. Veniți că n-am nimic de ascuns. Este ceva îngrozitor. Da. Dar, repet, nu știu. Bun, știți cum e? Lumea a
Aș zice a evoluat, îmi vine să spun a evoluat din punctul ăsta de vedere. S-a transformat, asta categoric. Și văd că s-a transformat și în alte părți. Eu în continuare spun, mie, mi se pare că pandemia a dat lovitura de grație urmelor de civism care mai erau. Care sunt consecințele acestor aproape 2 ani în care noi am mai discutat la un moment dat niște lucruri, au atins puncte critice și nimeni n-a mai avut stări de revoltă? Sau s-a mai strigat un pic pe rețele de socializare și cam atât? Da, cam atât. Adică, într-adevăr, da. La noi demonstrațiile au loc pe Facebook, ca să zic așa. Categoric, da. Mai mult decât atât, nu. Și petiții online, să nu uităm. Deci se poartă petițiile online. Petițiile online, dar iertați-mă, știți cum sunt alea? Deja au devenit, au subminat însă și ideea de a face o petiție cu multe semnături, pentru că sunt atât de multe și pe teme atât de diferite. Și până la urmă, care este rezultatul, v-aș întreba. Eu vă dau un exemplu de la noi. Noi, de exemplu, primim și noi, când e câte o temă așa, care, hai să spunem, stârnește emoție, cineva are ideea unei petiții online, după care vin sute de petiții. În afară de faptul că e un consum de hârtie total nefericit, pentru că, deși le facem electronic, dar trebuie să le și printeze. De ce? Că așa este încă la noi și cu arhivarea și cu tot. Da. În rest, orice petiție online se transformă într-un dosar printat. Ea trebuie, deocamdată, dar deși recunosc, noi chiar ne-am digitalizat. Adică noi dar nu se poate stoca pe un mic stick? Acum exagerat, să nu ajungem până acolo, nu. Și e și chestiunea cu semnăturile electronice, mă rog. E parțial rezolvată. O să ajungă, probabil, o să vină și ziua aceea. Dar eu vreau să vă spun așa. Iertați-mă, era glumea cu cererile online să depun la ghișeul 3. Ghișeul, nu știu care. La noi le printăm, le printează la mine la cabinet, vreau să zic așa. Și să știți că dosare cu șină există. Doar că sunt mai colorate. Să nu vă imaginați că au dispărut dosarele cu șine. Nu, mă închipă. Și ștampilele, să știi. Deci, au zis că nu se mai folosesc. Oricât aș încerca eu să zic, vă rog, nu mai ștampilați, să toată știți că nu. O să mi se termine mandatul tot cu ștampila aia rotundă, roșie, deci n-am ce face. Și m-am gândit că mai bine îmi consum energia pe cauze mai bune decât pe asta. De, când vin aceste sute de petiții, ele sunt toate copy-paste. Care este rostul lor? Cineva crede că dacă primesc sute de petiții, asta înseamnă mai multe argumente ca să mă convingă pe mine decât una singură? Nu. De-aia spun, felul acesta de a face petițiile astea online duce cumva în derizoriu, mă tem eu, însăși ideea de petiție susținută de multă lume și așa mai departe. Deci nu astea sunt cele care contează sau e-mail-urile trimise. Asta mi s-a întâmplat și la Parlamentul European, când era câte o temă din aceasta care într-adevăr era, punea toate emoțiile pe masă, primeam sute de mesaje. Ele nu fac decât să nu te enervează, dar le blochezi, că știți bine că poți din computer, da, să le blochezi, că n-are rost. Deci numărul acesta nu înseamnă mai multe argumente. Pe de altă parte, nu mai văd. Dar și asta este, vedeți, o transformare și a societății civile, dar e o transformare și la nivelul guvernului. Nu mai văd acele momente în care în urma unei ieșiri publice, a unei organizații, așa, să văd că cineva bate în retragere, să văd că cineva modifică ceva într-o lege, nu prea mai văd. Nu știu dacă se mai întâmplă, poate pe la vreun alt subiect, dar la astea cu drepturile și libertățile. Aveți și dumneavoastră sentimentul că de ceva ani rolul parlamentelor naționale, a spune chiar și al Parlamentului European, dacă putem să extindem, e un rol din ce în ce mai firav în ceea ce înseamnă, haideți să zicem, democrația națională, în cazul nostru, europeană în general, par niște structuri destul de anchilozate, cărora le-au rămas niște puteri destul de mari teoretic, dar destul de mici în practică, pentru că experiența mea de parlamentar, marile teme, ca să zicem așa, fie veneau de la guvern,
sub forma ordonanțelor de urgență sau ordonanțelor care mai erau discutate cât de cât în Parlament, dacă exista opoziție în Parlament, dacă nu ele treceau cu sprijinul majorității, mici dezbateri, mici contre, dar așa cum le propusese guvernul, fie la un moment dat directivele de la Bruxelles, da? Proiectele de la Bruxelles, da, care treceau fără să mai fie nici măcar citite de parlamentari. Aici știți cum e? Eu pot să vă vorbesc de Parlamentul European din perioada în care am fost eu. Deci eu n-am fost ultimul mandat. Da. Care ultim mandat, cred că a fost puternic afectat, din ce am mai vorbit eu cu cei care sunt parlamentari, a fost puternic afectat de pandemie. Adică îmi spuneau și cumva cu tristețe, nici măcar n-au apucat să cunoască între ei. Atâta s-a stat acasă și... Bon. Când am fost eu, nu era așa. Când am fost eu, Parlamentul European începuse să prindă aripi pentru că se modificase legislația și avea tot mai multă putere. Erau negocierile cu Consiliul ca să poți ajungi la o directivă sau la un regulament. Da. Și la care participa și Comisia la acele negocieri, durau nopți întregi, credeți-mă. Adică acolo nu era așa. Pe de altă parte, însă, parlamentele înseamnă eminamente oameni politici. Da. Oameni politici care nu sunt oamenii de execuție. Cel care este de execuție și își pune semnătura, sigur că simte altfel responsabilitatea gestului său. Oamenii politici simt nevoia să și vorbească, să se exprime. Iar la noi ce am constatat, și pe mine asta cumva mă bulversează, la noi aproape totul se face în procedură de urgență. Deci, de când s-a terminat pandemia, tot ce văd în Parlament, rar dacă văd o lege adoptată în procedură obișnuită, ordinară. Nu. Toate sunt cu procedură de urgență. De ce simt eu asta ca o presiune pe mine? Pentru că eu mai am numai două zile la îndemână ca să pot să sesizez Curtea Constituțională înainte de promulgare. Iar cele două zile știți ce înseamnă? De exemplu, legea îmi vine vineri la prânz. Da. Mi-o trimite Parlamentul și luni expiră termenul. Că vineri e o zi și luni a doua zi. Și luni, da. Asta este cazul fericit când am weekendul între. Dar știți cum e când vine... Luni trebuie să fie gata miercuri. Exact, sau vine miercuri, că de regulă miercuri trebuie să fie gata. Deci e foarte dificil să lucrezi în condițiile astea. Sigur, uneori știi din timp și te mai uiți pe câte ceva, dar nu înțeleg de ce merg pe această procedură de urgență tot timpul. De unde până unde apetitul? Adică asta asta trebuia să fie excepția, da. Nu? Regula era cealaltă. Mm-hmm. Nu știu să vă spun, dar pe teme foarte diferite, să știți. Adică nu numai unele pe care le-am considerat noi sensibile. Nu, pe orice. Revenind puțin la Parlamentul European, sigur că ați prins mai multe președinții de Comisie Europeană, ați văzut la lucru... Am prins Barroso, Juncker. Da. Exact. S-a schimbat și aici ceva, pentru că doamna Ursula von der Leyen, nu o spun eu, o spune Politico, da, o celebră publicație, o spun mai multe alte publicații, se comportă într-un mod diferit, să-i spun așa, față de ceilalți președinți ai Comisiei Europene. Pare mai degrabă un soi de președinte al Uniunii Europene, doamna Ursula von der Leyen. N-a fost o președinție foarte fericită, nici cea a lui Juncker, că vă aduceți aminte cam ce abordări avea, dar avea niște comisari care erau destul de ok pe lângă el. Doamna Ursula von der Leyen, care nu este neapărat pe lista mea de simpatii politice, și am spus-o și o să o repet, s-a comportat exact așa cum nu ar fi trebuit să se comporte o președintă a unei structuri europene care vrea să promoveze valori, vrea să promoveze transparență. Deci doamna von der Leyen, din păcate, a profitat, dacă pot să spun așa, și de pandemie și de război, ca să facă lucrurile exact așa, așa nu. Ăsta este exemplu. Dacă vreți să vă uitați așa nu, comportamentul doamnei von der Leyen, deciziile luate de către dumnea ei în numele Comisiei Europene. Uitați-vă că nici astăzi nu sunt desecretizate convorbirile pe care le-a avut cu șeful de la Pfizer, în ciuda unor presiuni foarte mari făcute chiar și de doamna Emily O'Reilly, care este ombudsman european. Paranteză, cum e posibil așa ceva? Păi asta mă întreb și eu. Cum e posibil de la Bruxelles tu să vii să-mi spui mie, să-mi pledezi pentru transparență, să-mi o ceri, să mă obligi?
că este și normal, eu sunt întru totul de acord, iar tu să faci exact pe dos. Pe de altă parte, cred că și felul în care președintele Consiliului Charles Michel și-a exercitat această funcție cumva a ajutat-o, a lăsat-o pe Dumnezeu să facă așa cam ce a dorit. Donald Tusk a fost un pic mai prezent, mai altfel. A avut și el lipsul, cine nu le are, dar a avut un alt stil de a conduce. Dar această, haideți să spunem, manieră, nu spre dictatorială, e prea mult, e exagerat. Mai autocrată, să ziceam, în care înțelege să-și exercite mandatul doamna Ursula von der Leyen. Adică vouă nu vă dau socoteală. Exact. Da. Ține, dacă vreți, de mai degrabă de calitatea mai scăzută a parlamentarilor europeni și, prin urmare, raportul dintre Comisie și Parlamentul European este viciat în favoarea Comisiei, sau ține de temperamentul doamnei Ursula von der Leyen sau de sprijinul pe care poate îl are la un nivel politic mult mai ridicat? Sinceră să fiu, cred că ține de faptul că Parlamentul nu își exercită așa cum ar trebui rolul său de a controla Comisia, pe de o parte. De ce? Jocuri politice, dezinteres, nu știu, repet, pandemia a dat multe lucruri peste cap și a permis acest tip de comportament. Iar pe de altă parte, nu cred că ține neapărat de stilul doamnei von der Leyen. Ține de stilul celorlalți șefi de state și guverne din Europa care au lăsat-o pe doamna von der Leyen să facă ce a dorit dânsa. Pentru că și ei, la rândul lor, au dorit să facă ceva asemănător la ei acasă. Și au făcut. Ia uitați-vă peste tot, în toate statele astea care sunt membre ale Uniunii Europene, ce s-a întâmplat la ei în anii de pandemie și după aceea. Și o să vedeți lipsă de transparență, o să vedeți decizii luate într-un mod arbitrar și categoric autoritar. Care lege? Fără nicio lege. Totul a mers pe, sau multe au mers pe decizii executive. Deci, din păcate, credeți că s-a deschis gustul spre această vă spun din aici, autocrație? Da, îmi dau seama ce întrebați și acesta este. Da. Toată lumea a prins, uite ce ne mai încurcăm atât. Democrația poate fi obositoare de multe ori, foarte presupune nopți întregi în care să stai să negociezi, să spui publicului, să informezi poporul. Ba mai mult, să mai cer și consultare publică la un moment dat, nu? Pe astfel de chestiuni. Deci, și atunci am zis, fai mai repede că ne grăbim. Dar partea cea mai tristă este că, din punctul meu de vedere, și a treia putere în stat, adică puterea judiciară, în foarte multe state membre ale UE, a dat kicks. Eu mă uitam acum la o decizie destul de recentă, de câteva vreme, din Belgia, unde în sfârșit s-au pronunțat asupra măsurilor care au fost luate în perioada de pandemie și inclusiv a formei în care au fost luate, că n-a fost nicio lege la mijloc, au fost decizii ale guvernului. Și să vii tu instanță de judecată și să spui că a fost în ordine și că la fel trebuie procedat și în pandemii viitoare sau în alte situații. Unde s-a întâmplat asta? În Belgia? În Belgia. În Belgia. Păi vreau să vă spun, am tot respectul pentru instanțele din România. Că în România măcar s-au bătut în parte, dacă pot să spun așa, cu deciziile guvernamentale. E adevărat că întotdeauna veneau prea târziu, dar asta era situația, asta era jocul termenelor. Dar măcar pe fond, de fiecare dată, judecătorii s-au pronunțat într-un mod corect. Adică au spus, nu, ce faceți voi, acum este un abuz de putere. Astea se pot face numai prin lege. N-aveți voie să le faceți așa. Din lună în lună. Și nu o instanță, două, ci multe pe cuprinsul României. Iertați-mă, dar asta sunt un avocat, nu ca avocat a poporului, acum mă refer, profesia dumneavoastră e de avocat. Da. Și sunteți un avocat cu mare experiență. Cum vă explicați această, și eu știu cum să-i spun, schimbare teribilă în judecata oamenilor care se află în... Mi-este greu să o explic. Adică aici nu mai pot să folosesc termenul de amorțeală. Da? Da. Amorțeala poate să fie la civism. Da? Când tu ești cel chemat să pui în aplicare legea și să dai o hotărâre, mi-este greu să o, să o înțeleg. În ce măsură, iată, de fapt, mult dorita și trâmbițata independență judecătorească nu mai este chiar așa de independentă. Sugerați ci care este... Da, nu exista e niște cu... direcții stabilite pe care trebuie să... Dar să știți că eu să... nu cred că este pe bază de presiune exercitate direct. Că cineva ar da telefon sau că cineva ar impune. Nu,
E un trend? Da. E o tendință, e o modă, e o tendință. Așa, judecătorii nu-și mai asumă până la capăt rolul pe care îl au. De ce preferă să joace așa? Nu știu să vă spun. Bun, nu peste tot, să ne înțelegem, e adevărat. Deci am putea, pe post de concluzie de etapă a dialogului nostru de până acum, doamna Weber, să zicem că democrațiile, în forma lor, haide să zicem, clasică, așa, sau cum le-am cunoscut dau și noi. Dau semne de oboseală. Au obosit, nu? Da. Dau semne serioase. De oboseală sau de transformare? Adică poate că nu o să mai trăim într-o democrație în viitor apropiat, ci în altceva? În post-democrație? În ce o să însemne asta, nu aș fi să vă spun. Nu știm, da. Dar, da, adică din oboseală ar mai presupune că te mai trezești, ori tendința, așa cum o văd astăzi. E o schimbare sistemică. O schimbare sistemică și atunci, într-adevăr, îți pui întrebarea dacă nu ne îndreptăm spre altceva. Mm-hmm. E posibil. Și în contextul ăsta, ca să ajungem la ceea ce faceți dumneavoastră acum, no offense, dar ce rost mai are avocatul poporului în niște structuri în care descoperim din ce în ce mai des că ajungem să avem forme fără fond, avem structuri să fie așezate acolo, că așa trebuie să fie, să avem și avocat al poporului, să avem și parlamente naționale, în condițiile în care, cum spuneam, deciziile sunt luate pentru că așa e trendul, parlamentele naționale sunt din ce în ce mai des puse în umbră de decizii ale Parlamentului European, da? Ale Uniunii Europene, sigur, da? Adică ale unui parlament mai mare de care vine peste Parlamentul. E și Consiliul acolo, adică sunt statele membre, guvernele din statele membre. Și atunci? Păi o să vă spun așa, dacă dumneavoastră credeți că eu nu-mi pun întrebarea asta aproape zilnic, vă înșelați. Dar de fiecare dată mă uit la ceea ce am în fața ochilor. Și eu am în fața ochilor cazuri individuale. Și când în cazurile alea individuale, pentru un număr de persoane, din cele care ni se adresează nouă sau pe care noi le identificăm în sesizările din oficiu, poți să-i faci un bine, poți să-i faci dreptate, contează. Îmi dați un exemplu, cum ar suna așa, ceva care vă vine acum rapid în minte? De la ce vreți dumneavoastră, de la niște puneri în posesie, care poate pentru unii înseamnă, păi ce e asta, de asta vă ocupați voi? Da, când e vorba de drept de proprietate, ne ocupăm inclusiv de așa ceva. Și când niște oameni au stat 20 de ani de zile și n-au reușit să-și rezolve o problemă și reușim noi să-i ajutăm, cred că asta contează. Iarăși, în situația copiilor care trec prin atât de multe grozăvii de nu le pot descrie. Fiecare caz în parte, iarăși, contează. Că nu poți tu să te substitui autorităților, dar poți să te duci către autoritățile care, la rândul lor, trebuie să ajute. Și iarăși, asta este important. Nu știu, de la recalculări de pensii, dacă vreți, că inclusiv astea le facem, da? Când, da, păi avem și, mai ales prin birourile noastre teritoriale, relația cu casele de pensii teritoriale sunt, să spun, la ordinea zilei, da? La ce vreți dumneavoastră? Cum ați caracteriza astăzi relația dintre cetățeni și instituțiile statului român? Așa cum le vedeți de acolo, din poziția de avocat al poporului, există o relație de, cum să spun, colaborare, poate mult spun, dar de dialog măcar? Sau oamenii sunt la un moment dat umiliți realmente? Nu neapărat, să știți. Și dar de foarte, foarte multe ori când intervenim, lucrurile se schimbă, se așează pe un făgaș ca lumea. Adică de foarte multe ori autoritățile locale sunt foarte deschise la ceea ce noi le transmitem, la sfaturile noastre sau recomandările, că asta este titulatura, hai să spunem așa, în scrisurilor pe care le facem, și se rezolvă foarte multe lucruri. Știți, gândiți-vă, de exemplu, la o persoană care este cu diferite grade de handicap, de dizabilități și care are nevoie de asistentul personal și nu există bani. Ei, pentru oamenii aia, sumele alea sunt importante, iar cei din autorități poate că nici măcar nu știu, poate că au fost dezinteresați, dar după intervenția noastră fac ce trebuie. Chiar am descoperit multă, multă deschidere la nivel local, credeți-mă. Da, n-aș zice.
Sunt convinsă că sunt și oameni care se confruntă cu situații foarte neplăcute. Dar să știți că la nivelul autorităților n-aș zice că e aroganța de dincolo de ghișeu cea care conduce. Nu, nu. Există suficient de multă deschidere. O decizie recentă a născut în România, o decizie recentă a Curții Europene pentru Drepturile Omului, în cazul Buhuceanu. Buhuceanu și Ciobotaru. Da, și Ciobotaru. A născut o vie emoție în România. Sigur. Nu înțeleg de ce, da? Da, la noi a durat puțin, ca să zicem așa, că emoțiile astea durează puțin la noi, 24 de ore. Dar a fost discutată toată chestiunea asta. Cum vedeți această decizie prin care României se cere să fie implementată legea parteneriatului civil? O să vă spun așa că ce-ți spune ție, ce ne spune nouă Curtea Europeană acum este există o realitate în societatea românească așa cum ea există și în celelalte societăți. Și este normal ca oamenii care sunt într-o astfel de relație să aibă și ei o stabilitate juridică, o protecție juridică în virtutea acelei relații. Ce am făcut noi? Eu pe subiectul ăsta chiar știu mai multe pentru că la un moment dat eu însămi, preluând un proiect de lege, mă rog, un crotiu de proiect, era bine făcut. Chiar de la Accept, de la asociația aceea și era, acela era văzut și de CNCD, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, mă rog, l-am transmis eu însă, eram încă înalt de la data acela, am transmis eu însă către câțiva parlamentari să-l propună și să-l ducă mai departe în Parlament. Surpriza mea totală a fost, era o lege a parteneriatului, care evident se referea la parteneriatul de toate felurile, adică și între persoane de același sex și între persoane de sexe diferite, pentru că nu toată lumea vrea căsătorie, dar un parteneriat îți dă siguranța juridică. Era expres prevăzut că adoptarea copiilor se poate face numai de cuplurile de partenerii heterosexuali. Deci era expres prevăzut. Vorbeam de emoții. Aici a fost, de exemplu, și spre surpriza mea, inclusiv cei care l-au preluat și l-au promovat în Parlament, au votat după aceea împotrivă. Deci, ce să vă mai spun? Are dreptate Curtea Europeană? Da, are dreptate. Păi, haideți să ne uităm la următorul lucru. Noi am mai avut, dacă vă aduceți aminte, inclusiv un caz. Era Adrian Coman și cu soțul lui, cu Hamilton, care veniseră în România. Acum au plecat în state. Și am avut atunci o decizie a Curții Europene de Justiție, pentru că a fost făcută la solicitarea Curții Constituționale. Era vorba de ceva asemănător. Deci, o căsătorie încheiată legal într-un stat membru al Uniunii Europene nu producea niciun efect în România. De ce? Pentru că așa am modificat noi codul civil în 2014, dacă nu mă înșel, când ne zorea atunci, vă aduceți aminte, Traian Băsescu, că trebuie neapărat codurile, și din punctul meu de vedere numai prostii s-au făcut atunci cu codurile, cum să nu producă efecte? Păi noi vorbim aici de dreptul la locuire, de o pensie de soț supraviețuitor, de chestiunile de sănătate. Oamenii care sunt într-un asemenea parteneriat, într-un asemenea cuplu, evident au nevoie de o anumită siguranță juridică. Și asta statul român le oferă. Ceea ce mi se pare incredibil, deși avem deja, repet, și decizii anterioare, deci trebuie să facem ceva cu siguranță. A existat un punct de vedere destul de dur exprimat, împotriva acestei chestiuni, sigur, din partea Bisericii Ortodoxe Române, care spunea la un moment dat chiar că i-ar fi cam primul pas spre ceea ce înseamnă căsătoria între persoane. Nu, în niciun caz nu ar fi așa. Și putem dacă să explicăm, deci asta a zis așa, parteneriatul înseamnă practic că un partener care are între doi parteneri, să zicem că un partener moare, da, un exact. Celălalt poate să îl moștenească, nu? Asta ar fi. Și de moștenire și de locuire, nu uitați. E tratat la spital ca fiind aparținător al, da? Păi nu este. Păi nu e acum, acum, dar este dacă un străin, complet, da? Tocmai eu despre acest. Dar nu e până la urmă un pas spre chestiunea legată de căsătorie? Nu. Și o să vă spun de ce. De ce? Pentru că dacă ne uităm un pic la tendințe, că tot vorbeam de tendințe, după cum vedeți și dumneavoastră, tendința în general, inclusiv în cuplurile heterosexuale,
e să nu mai fie așa de multe căsătorii. Foarte multă lume merge pe parteneriat. Cel puțin în statele membre ale Uniunii Europene, unde avem legi privind parteneriatul, foarte multă lume optează pentru asta. Sunt ușor de făcut, la primărie sau de cam trist, dacă mă întrebați pe mine. Eu nu spun că nu e trist, eu vă spun care este realitatea. Da, corect. Deci, în niciun caz asta nu înseamnă că de aici ajungem la căsătorie. Ar însemna o altă reglementare, cu totul altceva. Mm-hmm. De ce discutăm noi de acum pentru ceva? Adică, știți cum e? Ca formula aceea, mai binele este întotdeauna dușmanul binelui. Haideți să facem acest prim pas, repet, parteneriat nu doar pentru cuplurile homosexuale, pentru toate cuplurile. Credeți că în pragul unui an electoral foarte complicat, cum va fi 2024, genul ăsta de proiect de lege are vreo șansă să fie adoptat? Nu. Pentru că totul este cântărit prin ceea ce ar însemna oprobriul public. Știți ce cred eu? Eu cred că noi, de fapt, nici nu știm cum privește societatea românească. Noi nu măsurăm, de fapt, cu adevărat societatea ca să vedem cum privește o astfel de situație. Dar de foarte multe ori mi se pare că politicienii iau decizii și gândesc cam cum cred ei că gândește societatea. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Probabil fiecare din ei se mișcă într-un anume cerc și în cercul ăla se promovează anumite idei. Și de aici se extinde, că vezi, Doamne, așa ar gândi cei mai mulți. Eu nu sunt convinsă. Eu sunt convinsă că, de exemplu, o lege a parteneriatului, așa cum v-am descris-o eu, bun, în linii foarte mari, sigur că da, ar fi bine primită de societatea românească. Vă temeți de ce o să iasă din anul electoral viitor, din 2024? Nici măcar nu vreau să mă gândesc. De ce? Pentru că și așa... Trebuie să spun paranteză că admir de fiecare dată sinceritatea dumneavoastră în dialogurile noastre, adică reacțiile sunt cât se poate de naturale, iubesc lucrul ăsta, da, când stau de vorbă cu dumneavoastră. Pentru că de când am preluat funcția asta, da. Ziceți-mi prin ce n-am trecut. Prin de toate, da. Deci, am văzut că aveți o problemă acum și cu un adjunct mai nou. E o nebunie altă. Asta e chestiune, da. Rezolvă parlamentul, nu? Da. Prin ce n-am trecut? Așa. Deci, prin pandemie și pandemie dusă de vreo 3 guverne, da? Da. Cu schimbări de miniștri și așa mai departe, când o parte din activitatea noastră era în stand-by, o mică parte, nu spun, că la nivel local, din fericire, a fost continuitate. De regulă, însă, un an electoral și mai ales cu atât de multe rânduri de alegeri, înseamnă un blocaj. Un blocaj nu doar al politicului, ci un blocaj și la nivelul administrației. Mai ales, nu uitați, vă rog, și asta într-adevăr mă sperie, pentru că, sincer, eu chiar mă gândesc la oamenii aia, oamenii obișnuiți care au nevoie de ceva. Câteva luni de blocaj pentru ei înseamnă foarte mult. Ori asta, blocajul ăsta se va produce, pentru că vom avea alegerile locale. Și alea înseamnă, nu? Cu campanie, cu așa, pormă, se schimbă ștafeta sau nu se schimbă, nu știu să vă spun. În unele locuri, sigur, se schimbă. Mm-hmm. Deci, și după aceea, iarăși, vine vara, da? Cu perioada aceea, și lumea se pregătește de alegerile din toamnă. Dar vă temeți cumva că rezultatul alegerilor de anul viitor ar putea să ne aducă în fața unei realități politice surprinzătoare, în sensul în care partidele, am spune chiar, clasice, de tip PNL-PSD, să fie într-un fel sau altul devansate de, pe de o parte, AUR, să zicem, care poate să obțină, cine știe, un scor mai bun ca PSD-ul și USR-ul care să obțină un scor mai bun ca PNL-ul? Acum, dacă mă uit un pic la... Eu trebuie să judec nu doar din perspectivă ideologică, bun, sigur, și asta contează foarte mult, da. Dar eu judec foarte mult lucrurile la firul ierbii, da? La nivelul acesta de execuție. Și dacă mă uit acolo, perspectivele de care vorbiți dumneavoastră ar însemna să-mi dea ceva fiori. Mm-hmm. Pentru că lipsa de experiență, lipsa de resurse umane, că vorbim și de așa ceva,
de resurse umane cu experiență, dar chiar de resurse umane, este și ea, evident, îngrijorătoare. Vedeți, simțiți, nu? Calitatea din ce în ce mai scăzută. Da, se vede. Mm-hmm. Adică, eu vă spun că văd la, inclusiv la ce primesc din Parlament, că pe noi ne sesizează, au voie să ne sesizeze, nu doar președinții de comisie, ci și parlamentarii, senatori sau deputați. Da. Și mă uit și la ce primim din zona aceea. Și da, credeți-mă, e... Mai avem vreo 3 minute, doamna Vărbăr, și mi-am adus aminte că nu v-am întrebat niciodată chestiunea asta. Ați fost președinte al fundației Soros în România. L-ați întâlnit pe George Soros de mai multe ori. Bun. Cum vedeți astăzi, la ora la care discutăm, rolul lui George Soros în ceea ce a însemnat viața politică, zice, mondială, cred, din ultimii ani mai ales? Adică... Cred că ultimii ani sunt chiar mai mult decât ultimii ani. Sunt ultimii 10 ani, da. Cel puțin, cam așa. Deci cred că la un moment dat implicarea lui directă în politică a făcut cumva să arunce în aer toate lucrurile pe care le-a făcut de-a lungul timpului în zona civică. El a făcut enorm. Eu niciodată nu o să neg acest lucru. De la Africa de Sud în plin apartheid, unde a fost prima fundație, la tot ce s-a întâmplat după aceea, inclusiv în fostul spațiu ex-sovietic și așa mai departe. Numai că la un moment dat, cum să spun, cred că eu, pentru un om care are o potență financiară ca a lui, asta nu mai este suficient la un moment dat. George Soros a avut foarte multe încercări de apropiere de lumea intelectuală-filozofică, el însuși se juca, așa să spunem, în acest domeniu. Probabil că ar fi vrut și o recunoaștere care n-a venit așa cum a sperat-o, dar cred că la un moment dat implicarea lui efectivă, mă rog, efectivă, tot prin intermediul structurilor pe care le avea la îndemână, în politică și mai ales în politica americană, a subminat mult din ce a făcut în anii anteriori. ONG-urile lui, rețeaua de ONG-uri s-a transformat, credeți, la un moment dat, în, n-a spune, pseudopartide politice, dar în bază pentru a împinge în politică oameni. Și asta a fost... Cred că s-a întâmplat, da. Și asta. Cred că s-a întâmplat și asta, dar mai cred ceva față de perioada în care am lucrat eu. Totuși eu vă vorbesc până în 2007, da? Când valorile pe care le promovau erau cele tradiționale, absolut tradiționale. E, după aceea, nu uitați că a intervenit acest, la nivel ideologic, acest curent progresist pe care la un moment dat, dacă îl duci prea departe, riști să se transforme într-un mic monstru, dacă nu chiar unul mai mare. Și riscă să facă mai mult rău decât astăzi n-ați mai conduce, nu? O structură care să aibă legătură cu George Soros. Azi, așa cum arată, da? Nu. 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 Nu, pentru că nu mă regăsesc eu în acele valori. Știți, eu nu m-am dus la George Soros cu ideile mele și am plecat de acolo cu ale lui. Nu. Nu, eu m-am dus la el și am avut aceleași idei. Cât timp acele idei coincideau, a fost absolut în ordine. Astăzi însă eu gândesc diferit. Deci, pare rău, dar nu. Poate că așa se explică și faptul că mulți intelectuali care în anii 90 au fost chiar beneficiari ai unor burse lansate de date de George Soros, au ajuns la ora actuală să fie chiar adversare ideilor promovate, da, de și asta este normal, pentru că fiecare dintre ei și-a păstrat simțul critic și simțul critic i-a spus că nu e bine așa, că altceva trebuie promovat. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Renate Vevor. A fost ca de obicei o bucurie întâlnirea cu dumneavoastră. Doamne și domnule, rămâneți în continuare cu Metropola TV de la orele 21, Mădălin Ionescu Show. Să aveți o noapte liniștită. Toate bune!